chiar mai rău decât condamnarea în sine, rana gravă în imagine pentru Simona Halep este făcută și foarte greu, dacă nu imposibil, de reparat. Nu cred că Simona și-a introdus în organism acea substanță în mod conștient pentru a-și îmbunătăți performanța sportivă. Dar, de asemenea, nu cred că tot ce a făcut ea în ultimii aproape 2 ani e bine. Sunt niște lucruri care trebuie spuse. 1. Nu pot fi de acord cu modul în care i-a concediat peste noapte, cum e obiceiul, pe antrenorii ei, Adrian Marcu și Daniel Dobre. 2. A fost necugetat gestul de a-și înlocui toată echipa cu una străină pe care n-o cunoscuse până ieri, punându-și soarta în mâinile ei. 3. Roxadustatul, medicament rar, periculos, cu trasee speciale, nu putea să ajungă în Simona din întâmplare. Teoria avocaților ei cu suplimentul alimentar comercial comun contaminat cu așa ceva este, în primul rând, înainte de considerente chimice sau biologice, țipător de ilogică. Am demonstrat asta pe larg, nu odată, nu mai repet. 4. Pe cale de consecință, plauzibilă este ipoteza că cineva i-a dat această substanță Simonei fără ca ea să aibă habar ce ea. Or, niciun demers al Simonei și avocaților nu s-a îndreptat asupra staffului condus de Muratoglu. Să nu uităm ce a spus la cald când a izbucnit scandalul. Mă simt trădată. 5. Acum, după sentință, ar fi trebuit ca Simona să iasă public în conferință de presă, însoțită de un avocat, un expert, și să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Nu să dea un comunicat pe net. Căci meciul ei cel mai greu nu mai e unul pentru titluri în tenis. Acum trebuie să lupte pentru a-și apăra titlul de om cinstit. Un element trecut cu vederea în scandalul care a dus la întreruperea meciului România-Kosovo 10 de minute și va atrage sancțiuni pentru Naționala României este cel de-al doilea banner, Basarabia e România, ridicat două rânduri mai sus față de cel cu Kosovo e Serbia. Cioporul de indivizi negru și cu bărbi, un soi de talibanci de bărăgan, tovareșii lui G. Simion de la Aur, fac astfel nimic altceva decât jocul Rusiei. Căci propaganda Kremlinului zice așa: granițele trebuie revizuite, Kosovo să meargă la Serbia, Basarabia la România, noi să stăpânim Crimea și Ucraina până la Nipru, iar ce mai rămâne să se împartă între Polonia, Ungaria și România. Generozitatea rusească e de înțeles dacă o legăm cu declarația generalului cu 3 stele Andrei Mordvicev, comandant al forțelor centrale ruse din Ucraina, recent avansat de Putin. Dacă vorbim despre Europa de Est, ceea ce va trebui să facem, să o eliberăm, sigur că o să ia mai mult timp. Da, absolut. Ucraina e doar începutul. Care va să zică: luați voi ce vreți, că până la urmă tot venim și vă ocupăm pe toți cu totul. N-am văzut arborându-se pe undeva prin această țară o pancartă pe care să scrie: România este UE, Basarabia trebuie să fie. Post scriptum. Când bruta rusă o să vrea să atace România, ceea ce, cum zicea mai sus generalul Mordvicev, urmează să se întâmple, o să o facă cu ceva mai mult decât niște drone aruncate pe câmp ca să sperie localnicii din Plauru sau Ceatalchioi și să pună la colectat fiare vechi armata aerului din România.